Este exact o lună de zile, nu? Dar anul trecut, că acum sunteți mai mari, sunteți în clasa a șasea. De data aceasta, acțiunea pe care vrem să o facem astăzi va fi legată de trei puncte mai importante. Doamna va prezenta ceva de accidente și de o las pe doamna să prezinte ce are. Domnii sunt de la ISU, de la pompieri și se vor prezenta atunci când ne va prezenta materialul respectiv legat de cutremure și acțiunea noastră pe care trebuie să o întreprindeți în momentul când avem un cutremur sau un incendiu. Și la sfârșit se va finaliza prin acțiune demonstrativă cum să folosim aceste instinctoare. Deci fiecare o să puneți mâna pe el și o să vedeți cum iese spuma și cum trebuie folosit și cum dați primul ajutor pe un manichet. Deci pe o persoană care este prinsă sub dărâmături sau într-un accident, ceea ce va prezenta doamna Monica Manolache, sau în cazul unui incendiu. Începem cu doamna Monica Manolache. Dimineața, bine v-am găsit. Sunt comisar de poliție Manolache Monica, coordonatorul compartimentului de analiză și prevenire a criminalității. Din titulatura compartimentului, cu ce credeți voi că mă ocup eu? Analiza și prevenirea criminalității. Deci eu mă ocup de partea de prevenire. Întâi facem o analiză, identificăm problemele care sunt la nivelul județului Vrancea, după care acționăm. Dacă ne gândim la ce înseamnă a preveni, puteți să-mi spuneți ce înseamnă a preveni? Te rog. Atenționa. Deci a preîntâmpina săvârșirea unei fapte rele, nu? Voi ați prevenit ceva astăzi? Nu? Nimeni nu a prevenit nimic astăzi? Nici cei de la școală specială? V-ați îmbrăcat bine azi? Fiecare dintre noi a prevenit câte ceva astăzi. De exemplu, ați plecat de acasă, ați încuiat ușa. Să nu intre cineva în locuință. Deci ați prevenit un furt din locuință. Ați venit către școală, ați prevenit un accident de circulație. Ar fi trebuit să traversați doar prin loc de permis. Din păcate, unii dintre voi mai traversează și prin locul de permis. E adevărat? Da. Să nu mai traversați prin locul de permis. Pentru că cele mai multe accidente se întâmplă din cauza pietonilor. Atenția și nefolosirea spațiilor destinate strict traversării străzii. Vreau să vă spun că Poliția Română și noi cei de la Poliția Vrancea organizăm activități în baza unor priorități. Pentru anul 2017 am derulat activități de prevenire a delinvenței juvenile și a victimizării minorilor în unitățile de învățământ și zona adiacentă acestora și mai avem prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului. La Vrancea am avut prevenirea furturilor din locuințe. Ia spuneți-mi voi, dacă mergeți la școală, aveți voie să folosiți violența? Dar totuși eu citesc în buletin de evenimente că se folosește violența în unitățile de învățământ. Încercați să vă faceți singur dreptate. Este adevărat? Da. De ce? De ce? Nu are cine să vă susțină? De ce? Sunteți mai buni dacă folosiți violența? Sunteți mai bărbați. Vă considerați. De ce este folosită violența? O folosesc atât fetele cât și băieții. Eu cred că în momentul în care aveți de soluționat un conflict,
în, la școală sau în afara școlii, trebuie să apelați la cadrele didactice, apelați la părinți, apelați la polițiști și se găsesc soluții. Nu trebuie să vă faceți singur dreptate. Dar ce trebuie să faceți să preveniți furturile? A venit sezonul rece. Vestimentația noastră este cu haine mai groase. Acum nu mai aveți grijă de telefon, îl băgați în buzunar, dar dacă se apropie cineva de voi, voi nu o să reușiți să vă dați seama că cineva pe telefonul. Nu aveți grijă de ghiozdane, nu aveți grijă de banii de buzunar pe care aveți de la părinți. Asta se întâmplă și în clasă. Mergeți în pauză, lăsați pe bancă penarul în care aveți bănuții sau un ghiozdan și așa avem furtul de telefoane mobile, de bani. Aveți grijă de bunurile voastre. De ce-i liniște? Aveți sau nu aveți? Sigur, trebuie să aveți grijă de bunurile voastre pentru că voi, dacă mergeți acasă, nu o să le spuneți părinților că nu ați avut grijă de telefonul mobil, ci o să spuneți că mi l-a furat. E adevărat? Că mai repede voi a mama sau tata alt telefon, dacă spuneți că mi l-a furat, trebuie să spuneți eu nu am avut grijă de telefonul mobil. Cum e, drept? Ce faceți voi acum când plecați de la cursuri sau când veniți la școală, când sunteți în timpul liber? Ce faceți? Mă refer la regulile de circulație. Dacă sunteți la trecerea de pietoni, ce faceți? Traversați strada? Ați ajuns la zebră și traversați strada? Nu. Vă asigurați temeinic, da? Să știți că acum este sezonul rece, carosabilul poate să fie umed și mașina nu mai răspunde la comandă de îndată. Avem foarte mulți tineri și chiar și persoane în vârstă care ajung la trecerea de pietoni, dar nu se asigură. Consideră că este un drept și se încadrează în traversarea străzii fără să se asigure. Voi procedați la fel? Dar traversați doar prin loc permis? De ce? Cum vă petreceți voi timpul liber? Vorbește tare. Sigur, vorbește tare. Aveți cineva ceva de spus? Păi, în multe locuri nu sunt locuri de trecere speciale. Trebuie să vă deplasați la o trecere de pietoni sau traversați pe la colțul străzii, dar după o asigurare de medică. Dacă chiar nu există o trecere de pietoni, dar totuși în municipiul Focșani de Rodrig mai sunt destule treceri de pietoni. Și marcate? Nu? Dacă ne referim la mediul rural, acolo chiar nu avem multe treceri de pietoni. Spune-te, rog. În cazul regulă de circulație, conducătorul auto care nu respectă culoarea verde a semaforului. Vă rog să-mi spuneți cum vă petreceți voi timpul liber. Jucăm pe telefon, pe tabletă și folosim rețelele de socializare. Internetul este foarte bun, nu? Dar la ce folosiți? Să vă documentați sau să socializați? Să vă documentați. Ce timp alocați studiului voi? Acasă. Cât timp alocați studiului? Acasă. Pentru teme. Schimbați cărțile din ghiozdan și atât? Cam așa, dar când o să fiți la liceu, cum o să procedați? Dacă cum faceți doar schimbul acesta de cărți? Cât timp alocați? Dar cât timp alocați socializării cu prietenii? Voi aveți folosire? Aveți voie? Da. Dar de ce vreți să? Ați folosit date ireale ca să vă faceți banii. De ce? Știți că în spatele fotografiei de copil se poate ascunde o persoană rău intenționată? Câți prieteni aveți? Nu mă exagerez. Ura! 300. Cine are mai mult de 300?
Câți prieteni aveți? Ce se face? Eu 300. Și cunoașteți 300 de persoane? V-ați văzut? V-ați văzut 300 de persoane? Doreți adevărat? Părinții vă monitorizează? Sunteți prieteni pe Facebook și cu părinții? Da. Și sunt de acord că aveți atâția prieteni? Nu mi-au spus nimic. Nu m-au spus nimic. Să știți că în spatele fotografiei de profil se pot ascunde persoane pe care nu le cunoașteți, persoane care vă pot face rău. Prin intermediul imaginilor pe care le postați dumneavoastră pe Facebook, mă refer acum la adulți, vă expuneți foarte mulți copii, cine are copii. Văd părinți care zilnic postează fotografii din locuință cu copiii. Este și o invitație pentru hoți. Hoții pot pătrunde în locuința dumneavoastră și datorită imaginii pe care o postați, știu exact locul unde se află un bun pe care vor să-l fure, știu exact unde vă aflați în concediu și pe ce perioadă, pentru că dumneavoastră postați acele imagini care sunt publice și pot să vă facă rău dumneavoastră și copiilor dumneavoastră. Cred că este bine să mai restricționați din prieteni, chiar dacă postați imagini cu copiii dumneavoastră sau orice imagine, bănesc că și voi, ce faceți voi când sunteți pe Facebook? Postați o imagine și așteptați să primiți mai multe like-uri, nu? Și ce postați? Ce imagini postați? Pentru că dacă ați posta o imagine de la activitatea de astăzi, sigur nu va fi foarte vizualizată. Dar părinții voștri au o parolă, un control parental, deci există o parolă și vă dau voie să intrați pe calculator într-un program. Nu, ar trebui să facem o ședință cu părinții voștri și să le explicăm ce este bine și ce nu este bine, pentru că văd că există o lanchetă foarte mare în familiile voastre. Și nu se gândesc și la părinții voștri, nu se gândesc și la riscurile care pot apărea în momentul în care voi postați fotografii cu voi, postați fotografii din locuințele voastre și mai ales că o faceți și cu acceptul lor. Părinții voștri au o pagină de Facebook? Da! Da? Deci se descurcă și ei la doane, nu? Să le spuneți măcar ce riscuri își asumă în momentul în care postează fotografii cu voi, da? Nimeni nu are parolă parentală acasă? Nu are program? Pe un singur coleg? Spune, ce ai? Ia povestește-le și colegilor tăi. Cum procedează părinții tăi? De obicei când sunt teste sau teze mai importante, ne îmi pun o parolă și nu mă lasă mereu. Așa de viața noi. Doar mă îmi pun. Doar mă îmi pun. Ascultați-vă părinții voi de urmă. Și ce părerea? Este bine sau nu este bine? Te ajută acea parolă? Da. Ai performanțe mai bune la școală, nu? Înveți mai mult? Să știți că imaginile odată postate și chiar dacă sunt șterse de voi, vă reamintesc, ele rămân stocate într-o bază de date. Și dacă cineva vrea să scoată la iveală anumite imagini recente, atunci o pot face. Ce întrebări aveți voi? Dacă sunteți singuri acasă, vă întreb tot eu. Ce faceți? Vine o persoană străină la ușă, spre exemplu, acum, vin sărbătorile de iarnă și apar prin blocuri sau pe străzi vânzători ambulanți, valabil și pentru dumneavoastră. Ce faceți? Îi primiți în curte, pentru că noi românii suntem foarte generoși. Mi-am deschid ușa pe sub. Mă urmă, deschid ușa pe sub.
Eu mai zic dacă sunt impulsori. Dacă sunt impulsori, nu am văzut. Dar sunt persoane care sună la intercom și spune deschideți-mi și mie pentru că sună la gaze. Voi deschideți? Nu. Nu voi avem părere cu partide și da. Și a fost un caz la Iași, un copil a aruncat o sacoșă cu bijuterii de la etaj și banii, pentru că s-a spus, părintele tău este în pericol, ca să-l ajuți, dă toți banii din casă și toate bijuteriile. Și copilul a pus banii și bijuteriile într-o sacoșă și le-a aruncat de la etaj. Ați auzit de metoda de înșelăciune, metoda accidentului? Da. Ce știți voi despre metoda accidentului? Ce poate să ai mărtit pe rând, aflu și eu. Ce știți? Ce știți? Nu avem mult timp și spicuim din toate activitățile de prevenire, recomandări. Vreau să vă spun că soțul meu a avut problema asta cu accidentul. La 60 și ceva de ani a picat în clasă. A dat și bani? Nu, pentru că am mers cu el. Avea bani în buzunar, eu n-am știut. Telefonul era dat, era pe difuzor ca să se audă. Și atunci mi-am dat seama și am sunat înapoi, pentru că l-am închis din greșeală. Am sunat înapoi și la telefon mi-a zis că este soțul meu. Sunt eu, Mihăiță, și atunci i-am recunoscut vocea, că nu era a lui. I-a zis că este la poliție și are maxilarul rupt și de asta nu este vocea lui. Și atunci mi-am dat seama ce se întâmplă. Iar soțul meu avea în buzunar 100 de milioane să meargă să se întâlnească cu acel avocat care cică l-a fi scăpat din această problemă. Care te-a accidentat un copil pe trecerea de pieton și... A fost un caz fericit, că nu ați, ați fost și dumneavoastră și nu a dat bani. Dar să știți că avem multe persoane care răspund la telefon, deja intră în panică și dau curs solicitărilor făcute de către celălaltă persoană de la capătul firului. Și dau banii din casă, se duc să-mi procură să dea bani din casă. Mai nou au apărut și cu alte metode, spun că sunt avocați, procurori, vin îmbrăcați cu haine îngrijite, vorbesc foarte frumos, sunt foarte buni psihologi cei care se ocupă de această metodă a accidentului, de metoda de a înșela oamenii. Mai e una când te sună un număr din altă țară și când răspuns numai trebuie să închizi. Sigur, este o altă metodă. Și ce îți cerea? Dar nu e un voi ce trebuie să faceți dacă vedeți că pe stradă se bat două persoane? Ce faceți? Să afirmă la nimeni. Treceți nepăsători. Da? Interveniți, am anume variante. Interveniți? Găsim poliția. Nu, nu, nu. Dar voi ce trebuie să faceți? Să apelăm la persoană. La serviciul de urgență de aici sunt direcționate echipajele de la pompieri, salvare, poliție și toată lumea vine și intervine în funcție de gravitatea faptei. Ce ar trebui să mai faceți voi? Ar trebui să rețineți semnalmentele. Voi este recomandat să nu interveniți în mod direct nici la școală dacă se bat doi colegi. Nu trebuie să faceți dreptate, revin. Ce am discutat mai înainte. Trebuie să apelați la persoanele adulte care pot face dreptate. Deci, dar dacă sunteți pe stradă și vedeți că s-a întâmplat un accident de circulație și a părăsit locul faptei, conducătorul auto, nu puteți interveni, dar vă sunteți foarte deștepți și vigileți și puteți reține semnalmente. Semnalmentele unui autoturism. Ce reținem la un autoturism? Numărul de matriculare. Și putem face culoarea, marca, modelul. Marca, da, modelul. Și fața. Cum este cel care se află în autoturism? Conducătorul auto. Și la fel pe stradă, dacă vedeți că s-a întâmplat o tâlhărie, tâlhăria este o faptă săvârșită cu violență. Te rovește și amâncește și ți-a bun. Moșeta, telefonul, banii, depinde. Și atunci voi puteți interveni? Nu. Dar rețineți semnalmente. La o persoană ce semnalmente rețineți? Înălțimea.
Și la înălțime, ne raportăm la înălțimea noastră, mai înalt, mai scurt decât noi, forma feței, semne particulare, vestimentația. Da? Vrea să fie cineva voluntar? Facem un exercițiu? Da. Cine? Cine e? Gândiți-vă că o persoană este traumatizată când a văzut că i-a furat poșeta, i-a furat găzdanul, da? Și atunci trebuie să meargă la poliție și să dea detalii, să realizează acel portret robot, da? Te rog să nu te întorci, te întorci către mine doar. Și vă descrie pe doamna Negoiță, doamna care a făcut deschiderea acestei activități. Mai înainte a vorbit doamna Negoiță, a fost lângă mine. Și tu ai fost chiar în față, da? Ce culoare? Ce? Negru, da? Păr cu firul drept? Sau? Mai tare să audă și colegii, să vedem dacă este bun portretul robot. Puțin ondulat, deci are părul închis la culoare, puțin ondulat și lung cam cât? Lung până pe spate, așa, sau cum? Cam cât? Cam cât. La poliție nu vine toată clasa. Vine doar cel care a avut o problemă. Vestimentația, doamne? Nu te întorci la tăl? Un sacou maro, maro închis sau mai deschis? Puțin mai deschis, da? Și cu ce e mai îmbrăcată, doamna? Deci are bijuterii, doamna? Nu ești foarte sigură. Ce ți-a mai atras atenția? Vârsta aproximativă, doamne? Nu râdeți. Nu, e foarte important. Semne particulare are doamna? La semne particulare ne referim la, eu știu, cicatrici și, eu știu, unii merg mai... Vorbesc cu suriți, Nu ai observat, nu? Ce este învățat pe lor? Cu pantofi? Ce culoare? Ai fost chiar în față. N-ai reținut, da? Ce are pantalon? Eu am spus să-mi vorbească toată clasă. Puțin mai, cam cât de înaltă este? Arată, mi-am spus. La înălțime ne raportăm la... Ceva de genul, da? Ia să ne întoarcem. Noi o găseam pe doamna după descrierea ta. Nu? Poți să fii și tu, te rog? Cel mai mic. Tu. Eu? Da. Cel mai mic. Tata, ai râs? Bine, mai mă rog. Mai mic, eu vedeam cu cel. Bine, mai mic. Nu o să te întreb cum e doamna, te întreb cum este colega ta. Vorbeam de semnalmente, vreau să vă dezvolt acel simț de a observa detaliile din jurul vostru. Dacă voi treceți nepăsători, ce vă interesează doar telefonul mobil și petrecerea de pietoni. Stați și citiți mesaje. De aceea avem accidente de trecere de pietoni, pentru că sunteți foarte atenți. Spune cum este colega ta. Părul maro deschis. Strângimea părului? Cam până la umeri. Da. Așa. Mai largă la față. Liniște! Deci noi nu glumim, gândiți-vă că dacă vi se întâmplă ceva rău, trebuie să veniți să dați detalii. Mi-aș dori să se dezvolte spiritul civic și să nu treceți nepăsători pe lângă cei care au probleme. Gândiți-vă că mâine se poate întâmpla ceva grav cu o persoană dragă vouă, o persoană din familia voastră, un prieten, un frate, un părinte, da? Deci nu glumim. Noi acum facem un exercițiu, dar trebuie să fiți atenți la detalii, vă rog. Continuăm. Înălțimea colegei tale e mai înaltă, da, decât tine. Ce vestimentație are? Cu ce este îmbrăcată astăzi? O bluză care... Liniște!
plimbam, e ușor să comentați. V-am demonstrat. Deci o bluză și ce culoare? Deci cu mânecă lungă. O bluză cu mânecă lungă, ce culoare? Mă filmează? Spune-mi, te rog! Nu. Ce culoare? Maronie. Deci are o bluză cu mânecă lungă maronie. Da? Ce are, fustă sau pantalon? Ce culoare? Din bancă v-am spus eu, ușor să comentați. Nu vedeți. Da. Este colega voastră, ați venit pe stradă împreună până aici, ați fost la clasă? Nu știu. Cu ce este încălzată? Adidas, ce culoare? Roz, ce doar să... Roz, da? Culoarea ochilor, culoarea ochilor? Da, e colega ta de clasă. Considerăm că această colegă a lipsit astăzi, deci a venit cu voi până aici și la plecare a dispărut pur și simplu. Trebuie să veniți la poliție și să dați detalii. Ascultați-l pe colegul vostru, deci colega are ochii verzi, da? Poartă bijuterii. Semne particulare? Uite, colega ta, am văzut când zâmbește, face niște gropițe, nu? Nu știu. Da, 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 reținut. Bine, mulțumesc. Am vrut să vă demonstrez. Mulțumesc! Da, uite pe colega ta, că nu are buză cu mânecă lungă, are niște buze simpli, nu are făcăminte roz, nici nu are Adidas. Deci nu o puteam găsi, da? Mulțumesc! Mulțumesc! Măcar am zis topic! Da, e clar! Sunt sigură că dacă veți face acest exercițiu și veți fi atenți la detalii, dacă aș discuta cu părinții voștri, la fel nu aș ști să-mi dea detalii, nu o să-mi spună cu ce ați plecat pentru că ați ajuns la școală, pentru că sunt așa, în altă rând. Am dreptate? S-ar putea. Bine, mai aveți întrebări? Din sărbătorile de iarnă, vă recomand să nu folosiți artificii, pentru că ele nu sunt autorizate cu toate categoriile, deci nu aveți voie să folosiți o anumită categorie de artificii. Nu aveți, trebuie să aveți grijă să nu le aprindeți și dacă voi aveți impresia că timp de reacție este suficient de alarm, ca să ar putea să vă facă explozie și rămâneți și cu un handicap. După, ați văzut că sunt foarte multe incidente în preajma sărbătorilor de iarnă. Întrebări? Poți să pui o întrebare? Vă rog. Dacă sunt la trecerea de pietoni și vreau să trec strada, am voie să alerg pe trecerea de pietoni? Nu. Da. Strada se traversează prin loc permis și în pas viori. Dacă vă strigă cineva după partea cealaltă a străzii, voi vă întoarceți pe trecerea de pietoni, ce faceți? Mergeți și... Vă continuați drumul după ce v-ați asigurat de mediu. Atenție, nu stați cu ochii numai telefonul mobil, că avem foarte mulți tineri, dacă ne uităm, ce fac? Merg pe trecerea de pietoni, merg la gale așa foarte liniștit și se uită telefonul mobil. Dar poate veni un conducător auto care este nervos, nu este atent la ce se întâmplă, poate mașina să nu-i răspundă la comandă și se întâmplă accident pe trecerea de pietoni. Deci este obligatorie asigurarea înainte asigurarea de a pune piciorul pe trecerea de pietoni. Este obligatorie, normal, toți sunt ceea ce pietoni. Nu prea se întâmplă. Din ce atunci în opacă? Da, avem adulții și copii. Dacă e clar și suntem și în situația să frânăm brusc și urechi. Mașina să vrea și el să întregă ceva. Sau dacă ascultă muzică la căști, nu poate să nu poate să audă mașina. Avem și control. Auto este obligat să fie foarte atent când se apropie de trecerea de pietoni. Vedem pe trecerile de pietoni sau vedem pe stradă mulți oameni care sunt integri,
fizic, dar pot avea o deficiență de auz, pentru că îmi spuneați de căști mai înainte. Avem oameni care nu aud bine. Și el nu aude claxonul, nu aude, sau nu văd foarte bine. Nu aproximează distanța foarte bine. Da, Mihnea, zici ce vrei să-mi spui? Da, te rupiu să dăm când se întâmplă un incendiu sau... Nu, nu, stai că intrăm cu incendiu, intrăm un accident. Un accident. Ce trebuie să dați? Să mărg mai înainte, semnalmente. Zona unde vă aflați, în primul rând, dacă nu știți cum se numește strada, puteți să dați ca și indiciu o clădire. Ar trebui să spuneți un număr de matriculare dacă l-ați reținut, dacă nu culoarea mașinii, marca, cum arăta conducătorul auto și unde sunt suficiente datele, mai ales că trebuie să știți că în oraș avem foarte multe camere de la vedere. Și dacă voi mai faceți prostioare, noi putem să vă identificăm. Nu trebuie să faceți în mod direct o prostioară, să furați sau să loviți pe cineva, ci puteți să fiți complice sau tăiuitor. Știți de la ce vârstă răspundeți de faptele voastre? Cine-i cu 18 ani? Nu ți-am spus. 16 ani? Nu ce vârstă aveți voi. Cine crede că se răspunde de la 18 ani de faptele pe care le faceți? Dumneavoastră ce părere aveți? 14. Aplaudați-l pe colegul vostru. Bravo! De la 14 ani, spune de faptele noastre, dacă s-a dovedit că fapta a fost săvârșită cu discernământ. Adică dacă voi sunteți integri mentali și voi sunteți niște oameni normali. Da? Bine. Alte întrebări? Atunci nu vreau să monitorizez eu, să captez atenția la eu sau să mă ocup și spațiul dumneavoastră. O să vă las să continuați și... Noi vă mulțumim cu drag. Și vă mai invităm în rândurile noastre. Cu drag. Am și să spicuiesc din mai multe categorii. Lăsăm ceilalți colegi am văzut. Aveți grijă de voi, asta este spațiul meu, da? Oriunde v-am văzut, aveți grijă de voi. Bună ziua și bine v-am găsit! Noi reprezentăm Inspectoratul pentru Observații de Urgență, Dinu Viorica, mă numesc, și înainte de a prezenta ceea ce vrem noi să prezentăm astăzi, vroiam doar să vă întreb, să începem așa cu o mică întrebare, dacă știți cu ce se ocupă Inspectoratul pentru Observații de Urgență? Înainte de a prezenta noi activitățile pe care le desfășurăm, voi am doar să întrebăm dacă voi și o să le luăm în așa pe stingerea incendiilor? Asta este una dintre ei. Stingerea incendiilor. Descarcerarea. Un alt obiect de activitate. Altceva, ce mai facem? Cu tremurile din timp, să fie construcțiile mai bune. Da, este singurul lucru pe care nu putem face. Să prevenim cu tremur. Din păcate, ei revin. Da, să ne pregătim pentru a ști cum să ne comportăm. Asta cu siguranță o facem. Deci, desfășurăm o muncă de prevenire pentru a cunoaște modul de comportare înainte, pe timpul și după cum trebuie. Alte activități pe care le desfășurăm? Vedem zilnic o mașină roșie care se plimbă foarte des, din păcate, prin oraș. Smur, servicii medicale de prim ajutor, jandarmeria este o altă instituție și se ocupă cu alte oameni. Alte lucruri? Acordarea autorizațiilor. Pentru securitate la incendiu, foarte important. Mai ales după incendiu de la colectiv, chiar toată lumea știe că facem și treaba asta. Da, cu alte cuvinte, noi desfășurăm o muncă de prevenire, pe de o parte, a situațiilor de urgență și de intervenție. Prevenirea incendiilor, prin acordarea autorizațiilor de care spui tu,
și de intervenție atunci când mi se întâmplă ceva. Adică o ardere, un accident rutier în care se începe descarcerarea și prim ajutor cu autospecial de scurt. Ne-am propus să prezentăm astăzi lucruri, să zic așa, chiar dacă le auzim cât mai des posibil, să vorbim despre cutremur și o să vă prezentăm eventual și un cutremurez și despre folosirea stingătorului, dacă tot vorbim de prevenirea incendiilor. O să... Dacă aveți întrebări pe parcursul prezentării materialelor, cu cea mai mare plăcere, noi vă stăm la dispoziție. O să vă prezentăm mai întâi câteva noțiuni despre ceea ce înseamnă cutremur și despre ceea ce trebuie să știm noi pentru a ne proteja. Da? Și e un filmuleț, eventual. Suntem aici să urmărim curiozitățile și toate lucrurile pe care nu le stăpâniți. Vrem să plecați de aici cu ceva informații. Informații noi, folositoare. Și pentru voi și pentru membrii familiei. Ce știi tu despre cutremur? Constă în mișcările necontrolate. Necontrolate ale fondului. Bravo! Și când se manifestă? Ziua, noaptea, avem o oră precisă, așa în care... Oricând se poate întâmpla. Și de fapt reprezintă o undă... Ele se mișcă cumva și prin mișcarea lor rezultă și mișcarea pe care o simțim și noi cu toții. Dar știm ce anume trebuie să facem noi? Când are loc un cutremur? Să nu ne panicăm. Prima... Să nu ne panicăm, să ne punem ca o masă. Și dacă nu avem o masă? Și dacă nu avem nici pat? Deci după cum vedem, sunt câteva măsuri pe care trebuie să le luați. Fiecare în parte, fiecare membru al familiei. În primul rând, după cum vedem, recunoașterea locurilor în care ne putem proteja. Indiferent că suntem la toaletă, că suntem în bucătărie, că suntem în dormitor, trebuie să identificăm locuri unde ne putem proteja. Cum ar fi grinda, tocul ușii, birou, sub masă. Și așa mai departe. Dacă nu avem, nu vedem grindă, nu identificăm grindă, ne așezăm lângă perete, ghemuiți. Nu lângă geamuri, nu lângă... Sau trebuie să vedem dacă pe perete este așezat vreun corp. Indiferent, poate fi ceva peste el sau poate fi ceva în interior. Sau corpul respectiv poate nu este prins. Sau indiferent cât de bine este prins, corpul respectiv se poate desprinde de acolo și poate pica. De-aia trebuie să ne alegem niște locuri în care... considerăm că suntem în siguranță. Identificarea și consolidarea unor obiecte care pot cădea sau deplasa în timpul seismului. Am identificat câteva probleme de genul la o grădiniță. Am întrebat copiii dacă deasupra patului, în camera de dormit, au mobilier, au jucării sau diferite chestii. Unii au spus că da, acele obiecte în timpul somnului pot pica. În timpul somnului, în timpul cutremurului, bineînțeles. Și pot răni. Dacă a picat un obiect, indiferent de greutate, s-ar putea să te încurce în următoarea mișcare pe care trebuie să o faci după cutremur. Asigurarea măsurilor de înlăturare. Exact ce vă spuneam mai devreme. Trebuie să le luați, indiferent că aveți unde să le depozitați sau nu, este mai importantă siguranța dumneavoastră decât acel obiect. Protecția și evitarea distrugerilor la instalații de alimentare cu electricitate, apă și gaze. Chestiile acestea sunt în mare parte în responsabilitatea părinților. Cunoașterea locurilor de întrerupere a alimentării cu aceste surse. Nu v-aș recomanda să umblați și dacă nu sunt părinții acasă, nu știu dacă v-au învățat părinții cum să întrerupeți curentul electric. Ce fel de tablouri electrice aveți? De la siguranță, într-adevăr, dar din câte am mai descoperit și noi, nu peste tot sunt lucrurile puse în ordine și există anumite riscuri și acolo. De aia nu vă pot recomanda să umblați voi acolo. Apa. Știți de unde se întrerupe apa în casă? Bănuiesc că aveți toți.
bala, bucătărie, bala, baie, robineții care se pot întrerupe. Asigurarea stării de rezistență a locuinței. La nevoință consultă organele de protecție civilă locale sau alți specialiști. Dacă părinții au probleme cu, sau consideră că au probleme, trebuie să se adreseze altor organe pentru a rezolva problemele respective. Acestea nu sunt lucruri care, pe care le puteți face voi. Asigurarea în locuri cunoscute. Asta este foarte important. Asigurarea în locuri cunoscute și ușor accesibile a îmbrăcămintei pe timp rece, a unei rezerve de elemente uscate și conserve, a unor materiale și obiecte necesare realizării unei truse de prim ajutor. Deci o trusă de prim ajutor în casă. Cum sunteți voi, de exemplu, faceți un ghiozdan, un ghiozdanel sau niște lucruri într-un loc, de preferat ar fi în camera voastră, pentru că acolo ar trebui să vă petreceți cel mai mult timp sau în altă parte unde... cu câteva lucruri, cu un hanorac, o pereche de pantaloni, o lanternă, este foarte important, un aparat de radio, dacă este cu baterii, să nu le țineți în el sau nici în lanternă, să fie lângă. Sunt șanse foarte mari să se descarce și eventual să le mai verificați din când în când dacă funcționează. De ce? Pentru că se întâmplă ceva. În caz de cutremur, se poate bloca ușa. Nu poate intra nici părintele, nici fratele, nici sora și așa mai departe. Rămâneți acolo. Sau poate părinții nu sunt acasă și până vin echipajele de salvare la voi, trebuie să vă informați. În primul rând, vă informați cu radio. Deschideți radio respectiv și ascultați postul de radio și știți. Bănuiesc că toți știți în ce zonă locuiți, strada și așa mai departe. Și pe posturile locale de radio vor fi date informații de genul. Lanterna. Este noapte. Sunt pereții căzuți. Dacă țipați, poate nu vă aude cineva, nu vă aude nimeni. Sau poate nu puteți țipa. Cu lanterna respectivă puteți face semne. Și puteți fi văzuți. Sau sunteți într-un loc în care... datorită faptului că au picat pereții sau diferite chestii care se pot întâmpla, poate nu mai identificați casa, chiar dacă locuiți acolo de ani. Și cu lanterna respectivă vă puteți ajuta. Scrie în partea de jos, asigurarea unei lanterne, unui aparat radio cu transmitare și a bateriilor necesare. Mergem mai departe. Dacă aveți întrebări în legătură cu ce... Are cineva ghiozdanul acesta pregătit acasă? Ați mai auzit până acum de acest lucru? Da. Da. Părinții știu? Nu. Și l-ați pregătit? Uitați ce v-am spus până acum, până ajungeți acasă? Țineți minte să le spuneți părinților? Cu siguranță, da. Încă un lucru. Important. Cunoașterea locurilor celor mai apropiate unități medicale. Sediile inspectoratelor de protecție civilă. Adică acum nu mai sunt inspectorate de protecție civilă, suntem noi, ISU, Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Sediile de Cruce Roșie, precum și alte adrese utile, cum ar fi poliția, jandarmeria. Tot ați avut o discuție mai devreme. Să știți unde sunt. Cunoașterea bine a drumului pe care vă deplasați zilnic la școală, cumpărături, având în vedere pericolele care pot apărea, spargeri de geamuri, căderi de obiecte și așa mai departe. Deci, nu mergeți cu capul în jos. Este foarte bine să mergeți cu capul în jos ca să nu picați în ceva, diferite chestii, obstacole și așa mai departe. Dar, azi mergi 2 metri cu fața în jos, mâine 2 metri cu fața în sus. Te uiți și sus. Pentru că sunt, de exemplu, aparate de aer condiționat. Sunt destul de grele. Dacă e montat la etajul 3 și s-a desprins de acolo, nu vreau să mai detaliez. Țevi de gaze. Țurțuri, după cum spune doamna. Pe perioada rece. Diferite chestii. Trebuie să... Și de preferat ar fi este trotuarul, da? Are 2 metri, 3 metri, după caz. Nu mergeți. Nu este bine să mergeți nici în stradă, că pot fi pericole din partea mașinilor. Dar în caz de cutremur, nici de cum să nu vă apropiați, pentru că s-a spart un geam și poate pica pe voi. Sau sunt diferite chestii, obiecte care sunt prinse de clădirea respectivă și pot pica. Mergem mai departe. Întrebări?
Haideți. N-aveți curiozități de niciun fel? Mergem mai departe. Păstrarea calmului este foarte important. Să nu vă agitați. Și să le spuneți și părinților să-și păsteze calmul în caz că se agită sau dacă te agiți. Prima dată trebuie să te gândești la acest lucru. Să fiu calm. Deci dacă îți pui chestia asta, ai ieșit oarecum din momentul acela de agitație. Ești calm. Fiind calm, lucrurile le faci mult mai repede decât când ești agitat. Când ești agitat, nu mai observi nici în stânga lucruri, nici în dreapta. Nu mai vezi nimic. Să nu se intre în panică și să liniștiți pe ceilalți membri al familiei. Copii, bătrâni, femei, părinți, tată, mamă și așa mai departe. Prevenirea tendințelor de a părăsi locuința. Putem fi surprinși de faza puternică a mișcării seismice în holuri, scări, lifturi. Nu se folosește în niciun caz ascensorul. Pur și simplu nu-l folosiți. Dacă, Doamne ferește, sunteți în lift, așteptați să se oprească totul. Dacă s-a oprit, se deschid ușile și liftul respectiv este în 3 etaje, nu încercați sub nicio formă să ieșiți. Așteptați echipele specializate să vă scoată de acolo. Dacă s-a deschis pur și simplu, nu ieșiți imediat. Așteptați câteva secunde să vedeți că totul este în regulă. Nu încercați să... Deci el poate nu s-a liniștit, poate doar aveți impresia că liftul acela s-a oprit. Liftul poate să nu fie oprit, poate nu. Chiar dacă s-au deschis ușile, nu este o regulă. Dacă suntem în interiorul unei locuințe, rămânem acolo, departe de ferestre, bineînțeles, care se pot sparge, v-am spus mai devreme. Să se stea înspre centrul locuinței, clădirii, lângă un perete. Protejarea se face sub o grindă, toc de ușă solidă, birou, masă sau bancă din clasă. Scene rezidențe spre a ne feri de căderea unor lămpi, obiecte mobile, suprapuse, tencuieli, ornamentale și așa mai departe. Dacă ați intrat sub bancă, indiferent că sunteți unul sau doi, trebuie să vă țineți bine de un picior al mesei, așa, sau să-l prindeți și să stați cât mai ghemuiți, pentru că dacă stați ghemuiți și a picat banca, vă pică pe spate. Dacă stați așa, riscați să pățiți altele și este mai grav. Dacă suntem surprinși în afara unei locuințe, clădiri, rămânem departe de aceasta. Ne ferim de tencuiel, cărămiți, coșuri, ce vă spuneam mai devreme. Să aveți grijă cum vă deplasați și să vă îndepărtați de clădiri cât mai mult posibil. În caz de cutremur. Dacă suntem la școală, nu fugim pe uși. Nu sărim pe fereastră, nu se leagă pe scări. Nu se utilizează liftul, nu alergați pe stradă. Deplasarea se face cu calm spre un loc deschis și sigur. La școală ar trebui să aveți locul acesta stabilit. Ar trebui să faceți exerciții de evacuare. Ar trebui să știți cine este în stânga voastră, cine este în față, cine este în spate. Da? Mai ales ultimii să verificați. Dacă persoanele din spate sunt. Nu glumiți, nu râdeți, nu vorbiți. Decât dacă este ceva grav. Pentru că vorbind 1, 2, 3, 4, 10 persoane, nu o să mai auziți ce spune doamna profesoară. Că trebuie să o urmați pe dumneavoastră. Dacă seismul ne surprinde un autoturism, acesta este valabil mai mult pentru adulți, pentru că voi deocamdată nu dețineți permis de conducere și sunteți doar pasageri. Ne oprim cât se poate de repede, într-un loc deschis, se evită clădirile prea apropiate de stradă, dincolo de poduri, pasaje, linii electrice, și ne ferim de frenele de curent electric căzute. Ideal este să nu se parcheze nici lângă un pod, nici lângă un copac, într-un loc cât mai liber. Vă dați jos din autoturism și stați cât mai aproape. Dacă suntem într-un mijloc de transport în comun sau în teren, stați pe locul dumneavoastră până ce se termină mișcarea seismă. Conducătorul trebuie să oprească și să deschidă ușile. Deci dacă el nu face chestia asta, să țineți voi minte, să-i spuneți, să oprească, dacă simțiți. Dacă este cu tremur mai mare, se simte cu siguranță și într-un mijloc de transport. La fel ca la școală. Nu este indicat să vă îmbulziți la coborâre sau să spargeți ferestrele. În metrou, păstrați-vă calmul și ascultați recomandările personalului
lucrătorilor. Dacă acesta s-a oprit între stații în tunel, fără a părăsi vagoanele, deci nu ieșiți. Bineînțeles, atunci o să așteptați indicații. Dacă vă aflați într-un loc public cu aglomerări de persoane, teatre, cinematografe, săli, stadioane și așa mai departe, nu alergați către ieșire. Îmbolzeala produce mai multe victime. Acolo nu mai cunoașteți persoana de lângă. Acolo fiecare este pe cont propriu. Deci nu trebuie să vă îmbolziți. Riscați, chiar dacă vă îmbolziți, în speranța că ieșiți mai repede, riscați să vă împiedicați. Și gândiți-vă că dacă se îmbolzesc și cei din spate, toți trec peste. Nu se mai uită unul. Da. Mergem mai departe. Aveți întrebări? Ca o paranteză, dar de fapt ce s-a întâmplat acolo? La colectiv? Ziceți. Mai departe. Toată lumea s-a panicat. Era și o singură intrare. Și ca o concluzie, ce trebuie să reținem? Și dacă are loc un cutremur, ce trebuie să reținem? Primul lucru care trebuie să-l facem. Să rămânem calmi. Asta este prima condiție. Deci, indiferent când se întâmplă și unde ne surprinde, prima condiție trebuie să ne păstrăm calmi. Adică, stăm, ne uităm în jur și așteptăm să se termine mișcarea seismică. Atunci când se întâmplă pe timpul cutremurului, aproape că nu pot să fac nimic, să-mi iau o măsură. De fapt, trebuie să aștept și cel mai important este să nu intru în panică. Și apropo de asta, la colectiv, de fapt, ce s-a întâmplat? Era o singură ușă și toată lumea s-a îmbulzit. Incendiul poate n-ar fi produs atâtea victime cât a produs faptul că s-a încălcat unii pe alții și n-au mai reușit să mai... să se evacueze, nu? Exact același lucru cum s-ar întâmpla și nouă. Dacă, de exemplu, ne aflăm într-un loc aglomerat și vorbim de școală aici. Dacă nu ne stăpânim, tendința este să iei măsură. Și măsura care e? Să alergi. Ne ducem către locuri care chiar în momentul ăla se pot prăbuși. Nu vorbim doar de casa scărilor sau de o construcție în sine. Și este foarte important ori de câte ori intrăm într-o clădire, să o inspectăm cumva și să vedem ce am putea face sau unde ne-am putea adăposti atunci dacă ne s-ar, dacă ar avea loc un cutremur. Dar trebuie să reținem că e prima condiție să nu intrăm în panică, să așteptăm ca unda seismică să se termine și abia după aia încercăm să luăm o măsură de a ne adăposti, de a încerca să ieșim afară dacă găsim o variantă și nu e blocată ușa de evacuare. Da, acum e blocată? Cu siguranță. Da, în momentul ăsta este blocată. Da, o ușă este blocată. Deci, în mod normal, noi nu trebuia să punem aici ecranul, ci ecranul trebuia să stea aici. Dar ținând cont că este ușor de manevrat, nu e atât de periculos. Da. Dar important este unde să trebuie, punem un scoat de mobilier sau altceva care chiar n-ar putea să... Bine, păi atunci o să punem un filmuleț video care, nu știu, poate l-ați mai văzut sau de la... sau la televizor a fost o campanie după cutremurul din Chile sau... chiar a fost o campanie nu tremur la cutremur, ceva de genul. Și o să încercăm și noi să punem, pentru că din filmulețe de obicei se învață mai multe, să rețin mai multe lucruri decât atunci când vorbim. Este adevărat? V-aș ruga să faceți linice, dacă se poate, ca să auziți totul, da? Să stăm, să cunoaștem linia înfrită, în dreapta și stânga. Putem să avem elemente mai mult sau mai puțin rezistențe în cazul de față. Aici începem undeva. Despărțitul din vecinal. Aici este un element încă de beton armat. Aici le putem și sprijini. O oglindă de mari dimensiuni. Însăși probleme. Dar, în cazul de față, fiind situată pe un perete despărțitor, care este un perete de sacrificiu în caz de cutremur, suportul acesteia se poate desprinde și oglinda poate să cadă pe o cale de acces principal. Din acest punct de vedere,
să nu ne grăbim cu ieșirea din apartament în timpul cutremurului și nici prea repede după ce simțim că mișcarea seismică a încetat. Trebuie să fim de aceea întotdeauna încălțați în momentul în care urmează să plecăm după ce a trecut cutremurul și am reușit să vedem care este situația și ne-am liniștit puțin, pentru că în acest mod evităm rănirea dacă am fi picioarele goale. În acest caz, ușa de la baie este situată într-un perete structural de tot armat. Poate fi verificat atât prin sunet, cât și prin legătura sa cu grinda din camera alăturată. Din acest punct de vedere, este relativ sigur să se stea în acest cadru de ușă și sprijinit bine de topul ușii, suportând oscilația fără probleme. În baie, desigur că se poate întâmpla ca diferite elemente de finisaj, cum ar fi faianța, să fisureze și să cadă cu ceva zgomot, dar fără a ne pune în pericol dacă ne protejăm în acest mod relativ simplu. În cazul în care cutremurul vă surprinde în bucătărie, trebuie să închideți cât puteți de repede aragazul. După cutremur, în cazul în care simțiți un anumit miros de gaze, este recomandabil să închideți robinetul de acces. Aceste dulapuri suspendate, ele în sine nu pun un pericol neapărat ca să se desprindă al cutremurului, dar conținutul lor poate să pună anumite probleme. În cazul în care există numai închizătoarea curentă magnetică, astfel de borcane pot aluneca și să împingă ușa și să cadă. Și dacă aici s-ar găsi o persoană, desigur că ar putea să fie ușor rănită. Un exemplu des întâlnit, dar negativ, este prezența unor astfel de aparate și obiecte și borcane deasupra acestor dulapuri. Este clar că, mai ales la etajele superioare ale clădirii, ele vor fi imediat puse într-o situație de balans și de răsturnare și gospodina care se găsește în general în această zonă poate să fie rănită. Sigur, la etajele superioare lucrurile se schimbă, lucrurile se amplifică și același cort de mobilier care este jos, ăsta s-a atins jos, e aproape insensibil, să mișcă puțin, dacă e sus la etajul ăsta, poate să înceapă să oscileze bine de două, trei ori, așa ce pe oscilația amplificată. Dar nu e cazul cel mai rău, că nu e de două bucăți, dacă era de două bucăți, și cum se întâmplă copilul, era cu așa, 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 așa. Există astfel de vitraje deteriorate și care, de asemenea, la o furtună puternică și mai ales la seism, se pot prăbuși în vecinătatea clădirii și noi ne putem afla acolo. Există, desigur, și alte vitraje la chinerile de balcoane dincolo de aceste parapete destul de vechi, care se pot de asemenea comporta nefavorabil. Este recomandabil să aveți o lanternă, baterii de rezervă, un radio portabil, baterii de rezervă. În general, un mic rucsac cu obiecte strict necesare, imediat după cutremur, în cazul în care ar fi necesar să părăsiți un anumit timp locuința. Alimente uscate, câțiva biscuiți, o conservă, două, alimente pentru copii, deschizător de conserve, nu uitați plusa medicală, un minim de pansamente de bucurat și alte materiale necesare pentru primul ajutor, apă. După cutremur, nu ne grăbim să părăsim apartamentul. Luăm rucsacul de urgență, dar mai întâi privim în jur. Trebuie să fim încălțați. Pe jos pot fi cioburi, bucăți de tecuială care ne pot răni. Verificăm întâi dacă ușa se deschide. Pe casa scării poate să fie întuneric. Scara poate că nici nu mai există. Trebuie să verificăm toate aceste lucruri. Numai după ce ne-am convins că putem ieși în siguranță
cam asta este, sunt minimele reguli de urmat pe timp producerii unui cutremur. Dacă după filmulețul vizualizat aveți întrebări, vă rugăm să le puneți. Toate informațiile vă sunt clare cumva, nu? Da, spune. Ce trebuie să facem în trebuie? Ce trebuie să facem? Zi-mi aia, rucsacul de urgență, ce trebuie să facem? De urgență. Păi haideți să facem o recapitulare. O trusă de urgență, o lanternă, un radio, niște hăinuțe și mâncare uscată, tip conservă, tip biscuiți. Din când în când ne mai uităm să nu expire cumva mâncarea. Asta pentru a fi siguri că dacă, eu știu, o zi, câteva ore, cineva nu ajunge la noi, suntem blocați, nu neapărat ni se întâmplă ceva, dar suntem blocați înăuntru. Ne asigurăm că avem un minim necesar de supraviețuire. Lanterna, pentru că primul lucru care se întâmplă la producerea unui cutremur, se întrerupe energia electrică. Și e clar că rămânem pe întuneric. Și lanterna ne ajută să ne orientăm cumva. Este foarte indicat să avem, nu fiecare membru al familiei, dar acolo un rucsăcel pus într-un colț este ideal să-l avem. Ați întrebat trusa de prim ajutor, da? Ce trebuie să conțină? Deci, trusa de prim ajutor sau ajutor? Sau rucsacul? Ce ați întrebat? Rucsacul. Nu trusa de prim ajutor, zici? Hai, să întreabă tu ce? Ce Dacă ușa se blochează și rămânem singuri. Cred că avem mai multe variante. Dacă suntem chiar singuri și nu avem niciun telefon, sau dacă avem telefon, e clar că putem suna la 112. Dacă nu avem telefon sau nu avem semnal să putem suna, singura variantă care ne rămâne este să producem un obiect tip ciocan, tip ceva din bucătărie, un obiect mai grosuț, să producem un zgomot și să ne facem cunoscuți prezența în locația respectivă, în apartamentul respectiv. Asta ar fi singura variantă. Și să așteptăm ca cineva să vină să deblocheze ușa. Că probabil o să vedeți dumneavoastră din interior că e blocat, dar e clar că și din exterior se vede. Ia spune. Ce conține trusa de prim ajutor? Cred că o las pe doamna să vă spună mai bine ce ar putea să conțină trusa de prim ajutor. Deci în ultima parte, când o să vă arate cum scoateți un accidentat, atunci o să vorbească și de trusa de prim ajutor, o să vă arate și trusa de prim ajutor folosită în urgențe de specialiști, dar și ce trebuie să aveți voi de prim ajutor. În ultima parte, după ce terminăm cu partea dumneavoastră. Dacă scările mai sunt, coborâm. E clar că trebuie să așteptăm. Noi singuri nu avem. Acum depinde și unde ne aflăm. Dar dacă vorbim de scări, deja suntem la etajul 1, 2, 3 sau 4. Sau chiar mai mult, nu? Nu avem nicio posibilitate. E foarte liber. Trebuie să așteptăm echipele de intervenție. Dacă nu v-ați cumpărat o parașută, să o aveți în camera voastră. Da. Trebuie să așteptați. Da, trebuie să așteptăm. De aceea, din filmuleț, este foarte important să reținem că după cutremur este foarte bine să stăm, să vedem și să ne orientăm ce anume putem face. E clar că nu trebuie să ne grăbim să ieșim. Sau dacă facem lucrul ăsta, trebuie să facem cu foarte, foarte mare atenție. Și pe scări nu avem nicio posibilitate. Nu putem să luăm noi decizia de a coborâ, eu știu, pe geamuri sau pe în alte părți. E clar că trebuie să așteptăm echipele de salvare să vină și să ne scoată de acolo. Ați văzut pe cineva folosind un stingător? Da. Da, o să vă prezentăm un filmuleț de utilizare acolo și apoi mergem afară să facem practic, da? Dar înainte de a face practic, toată lumea trebuie să știe din ce este el format, pentru ce îl utilizăm și cum. Cum o facem, da? Înainte de a merge afară, hai să vedem filmulețul de prezentare a lui. Din ce este compus și cum îl utilizăm în cazul producerii unui incendiu.
mai multe tipuri stingătoare. Dar n-am vrea să intrăm în detalii, în funcție de eticheta pe care este afișat aici, putem distinge ce anume, ce conținut are el și pentru ce anume îl folosim. Dar nu intrăm în detalii de genul. Trebuie să facem liniște din nou ca să auzim... Stingătoarele sunt principalul mijloc de intervenție pentru stingerea începuturilor de incendii, ușor de utilizat și la îndemâna oricui. Corecta lor alegere și amplasare, dar și deprinderea utilizărilor devine de mare importanță pentru limitarea și stingerea, încă din faza incipientă a incendiilor care pot aduce pagube imense. Stingătoarele sunt acele dispozitive acționate manual care conțin o substanță ce poate fi regulată și dirijată asupra unui foc de ardere, sub efectul unei presiuni create în interiorul respectivului recipient. Acestea pot fi portative, cu o masă de greutate mai mică sau egală cu 20 de kg, sau transportabile, carosabile, pe roți, numite și mobile, cu o masă de greutate totală de peste 20 de kg. Stingător cu spuma pentru încărcătură de 2, 3, 6, 9 kg, fiind identificate sub simbolul de S. Stingător cu pulbere având o încărcătură de la 1, 2, 3, 4, 6, 9 sau 12 kg, fiind identificate sub simbolul de P. Stingător cu dioxid de carbon având o încărcătură de 2 sau 5 kg, fiind identificate sub simbolul de G. Stingător cu apă și substanțe pe bază de apă având o încărcătură de 2, 3, 6, 9 kg, fiind identificate sub simbolul AP. Stingător cu înlocuitor de halonia având o încărcătură de 2 sau 5 kg, fiind identificate sub simbolul de H. Recipientul stingătorului, accesorii fixate sau utilitate pe corpul stingătorului și care includ cel puțin capacul, dispozitivul de control, ansamblul furtun și sau pânii, conduze, dispozitivul de operare. Stingătoarele portative sunt prevăzute cu o bine de control cu auto-închidere care permite ca descărcarea să fie întreruptă temporar. Cele cu o masă de substanță de stingere mai mare de 3 kg sau volum mai mare de 3 litri sunt prevăzute cu furtun de regulare. Identificarea produsului de stingere se face prin marcarea unei zone de pe corpul stingătorului printr-o anumită culoare, cu o suprafață minimă de 10% din area recipientului. Incendiile sunt clasificate în funcție de natura materialelor sau substanțelor combustibile prezente în spațiile afectate de incendiu, care pot fi implicate în procesul de ardere. Clasa A. Incendii de materiale solide, în general de natură organică, a căror combustie are loc normal cu formare de jar. De exemplu, lemn, hârtie, materiale textile, rumeguș, piele, produse de cauciuc, materiale plastice care nu se topesc la căldură. Clasa B. Incendii de lichide sau solide lichefiabile, exemple, benzină, petrol, alcool, toluen, lacuri, oxele, ulei, pudroare, ceară, parafină, materiale plastice care se topesc ușor. Clasa C. Incendii de gaze, exemple, hidrogen, metan, acetilenă, butan sau gaz de sondă. Clasa D. Incendii de metale, exemple, sodiu, potasiu, aluminiu, litiu, magneziu, zinc sau titan. Clasa E. Incendii care implică riscul de natură electrică. Clasa F. Incendii care implică medii de gătit, uleiuri și grăsimi vegetale sau animale în aparate pentru gătit. Amplasarea stingătoarelor de incendiu se va face de-a lungul căilor de acces la o înălțime de cel mult 1,4 metri față de podea, pentru un acces adecvat și o manevrare comodă. Fixarea stingătorului în locurile destinate trebuie să permită desprinderea ușoară în caz de incendiu. Manevrarea stingătorului. 1. Se deblochează stingătorul trăgând teinerul de siguranță. 2. Se aprinde cu mâna furtunul de regulare, când acesta există. Se apasă pârghie de acționare și se îndreaptă jetul agentului de stingere spre baza flăcărilor. 3. Se alternează mișcarea de regulare dreapta stânga pe întreaga lățime a focarului pentru acoperirea întregii suprafețe incendiate. Pentru o manevrare corespunzătoare a stingătoarelor de incendiu, instruirea practică și exercițiile periodice au importanță deosebită, indiferent de tipul stingătorului utilizat. Deci, după cum ați văzut, să vă mai pregătesc câteva lucruri pe care nu ar trebui să le faceți și să le verificați înainte de a folosi un stingător. În siguranță. Să nu scoateți siguranța, pentru că cineva umbla la el următorul, nu își poate pune baza în el. Nu știi ce s-a întâmplat, dacă este scoasă siguranță, drept dovadă, nu știi ce, dacă a fost folosit. Când îl folosești, automat îi scoți siguranța. Deci dacă voi vă jucați
și găsiți un instigător cu siguranță pusă, nu umblați la ea. Da? Deci când umblați și vreți să luați un instigător să stinge prin incendiu, altceva nu aveți ce face cu el, trageți de siguranță prima dată. Are un sigiliu, se trage mai greu ce trebuie prima dată, dar pe urmă nu mai aveți nicio problemă cu el. Da? Vreți să-l folosim? Vreți să vedeți toți cum funcționează? Puteți să ridicați toți? Da. Are 6 kg. Cine are casă singur? Aveți? De care? De mașină? Nu. Și de mașină. Aveți distingător? Știți cu ce este distingătorul din casă? Cu ce conținut? Pulvere, da? Dacă aveți cu spumă, sau dacă nu știți cu ce este, întrebați părinții acasă dacă sunt cu spumă, pentru că cele cu spumă sunt periculoase pentru instalațiile electrice. Deci dacă este un incendiu de natură electrică, nu este recomandat să-l folosiți. Este interzis. Mergem? Da. Mai puțin, că avem o întrebare. Poate fi folosit mereu, dar ele sunt pentru începutul de incendiu. Pentru că dacă am luat cocopoși de gunoi în casă, dau exemplu, l-ai luat și l-ai folosit. Și poți să stingi. Dacă lași să ardă până ajung colegii noștri, s-ar putea să ia în floare incendiul respectiv. Ține de partea de jos. Aia e fixă. Hai, bravo! Deci ați văzut, da? Acum ai grijă la furtună. Daina, vine o să vezi cum se stinge, că tu trebuie să știi și tu aici. Stingătorul, asta este partea fixă. Aceasta este partea fixă. În primul rând trebuie să vedem dacă are presiune. Da? Aici, acul trebuie să fie în partea verde. Dacă este pe roșu, în partea stângă, nu are presiune, deci nu poate arunca pulberea respectivă. Dacă are presiune mai mare, iar sunt probleme, dar dacă are presiune mai mare, tot aruncă pulberea respectivă, deci sunt șanse foarte mari să stingeți incendiul respectiv. Luăm furtunul și îl îndreptăm către incendiu. Nu dăm de departe. Dacă bate vântul din spate și flacăra se duce în partea respectivă, în partea opusă, nu încercăm să dăm din spate, pentru că noi întindem flacăra respectivă. Încercăm să dăm din față, pentru că având stingătorul nu este niciun pericol foarte mare. Da? Și acum apăsăm... Da? Dau eu prima dată și pe urmă dați tot, da? Ați văzut cum a făcut prima dată, da? Și acum, hai, îl ții în mână, da? Vezi să mă dai în față, da? Așa. Ai văzut? Hai, următorul, altul. Nu știu dacă e bine să-i lăsăm pătrăți. Ei, cine vrea să vezi? Hai. Vă ridici ei, da? Deci nu. Dar după păcăr că vreau. Coborâți în coborâți. Ești meu? Deci fiți atenți, uitați-vă puțin, butonul acestui stingător dă spata spre noi. Dacă noi venim în grabă și apăsăm pe asta, riscăm să ne dăm în față. Și mai suntem în grabă, să ne punem nimic, da? Deci prima dată luați butonul. Da? Prima dată prins butonul, îl ridici. Mai multe lucruri. Nu, e Thank you.
Acesta este un manechin, da? Este o ea, o fată, și o cheamă Ana. Ei, Ana! Pe el o să vă arăt câteva manevre de resuscitare pe care oricine poate să le facă. Acum o să-mi spuneți, suntem prea mici să salvăm vieți. Niciodată nu sunteți prea mici să salvați vieți. Asta vreme cât aveți telefonul și un simplu apel la 112 poate să salveze o viață, așa-i? Să presupunem că sunteți în casă. Și cineva din familie, bunicul, spre exemplu, sau bunica, sau vecina care a venit la bunica, a simțit că îi se face rău. Și a leșinat. Și sunteți singuri cu ea, că bunica a coborât până la... să ducă... să cumpere pâine. Da? Și trebuie să faceți ceva. Ce faceți? Sunăm la 112. Este foarte bine. Așa este. Sunați la 112. Știți cine vă răspunde când sunați la 112? Ați sunat vreodată? Cine? Un robot? Ați sunat vreodată la 112? Nici să vă jucați așa să sunați la 112 și... Și cine v-a răspuns? Cine v-a răspuns? O doamnă care a zis 112, ce urgență aveți? Și voi ce ați răspuns? Ați este o doamnă care stă acolo să răspundă la toate apelurile de urgență. Că la 112 sunați și când vedeți un accident, așa cum a zis colega de la poliție, și când este un incendiu, și când este un om care e bolnav. Ce vrei să mă întrebi? Și că se sună mai mulți oameni deodată? Sunt mai multe doamne care răspund la telefon, iar ele au mai multe linii telefonice și văd acolo că se înroșește în momentul în care mai multe apeluri vin deodată. Se întâmplă des, pentru că atunci când sunt accidente și mulți oameni văd accidentul, toți sună deodată la ambulanță. La ambulanță, la 112, de fapt. Doamna de acolo vă preia solicitarea și vă întreabă, ce ați pățit? Ce urgență aveți? Și voi să-i spuneți, băi, am văzut un accident de circulație și este un domn care e căzut aici în stradă. Atunci ea vă dă solicitarea, vă dă legătura la ambulanță sau la smurd, dacă este vorba de un pacient. Dacă e vorba de un incendiu, vă dă legătura unde, credeți? La pompieri. Și dacă se bat doi în stradă? La poliție. Bine. Ați sunat la 112. Dar ce face spun? Doamna aia o să vă spune. Așteptați ambulanța că trebuie să sosească. Și voi atunci așteptați ambulanța, dar este doamna aia care e acolo jos, întinsă pe jos. Și vă învârtiți în jurul ei. Oare ce să fac?
Oare ce să fac? Ați putea să faceți ceva pentru ea, credeți? Putem. Vă duceți aproape de ea și o întrebați, vecina, tanti Ioana, trezește-te! Dacă vă răspunde, înseamnă că este bine. Înseamnă că n-a făcut stop cardiorespirator, să fie moartă acolo jos, nu? E bine că îți răspunde. Dar dacă nu ți răspunde, atunci este mai complicat. Va trebui să faceți ceva pentru ea. Și toate manevrele de prim ajutor încep cu ABC. Ca la școală. Ca la alfabet. AU înseamnă, știți engleză? Da. Spune-mi, ce vrei să mă întrebi? Prima dată se... aici, la puls. Nu măsurăm pulsul. Nu avem voie să, nu avem nevoie să măsurăm pulsul. Știți de ce? Pentru că dacă un om nu mai respiră, atunci cu siguranță și inima lui o să se oprească. Pentru că ce omoară cel mai rapid este lipsa respirației. Dacă nu respiră, s-a dus. Se oprește și inima. Nu avem nevoie să căutăm pulsul. Dar o să am nevoie să văd dacă respiră. Dar ca să văd dacă respiră, mai întâi încep cu A, care înseamnă airway, de la englezul căi aeriene. Adică trebuie mai întâi să deschid căile aeriene. Și fac lucrul ăsta, uite așa, cu patru degete pe frunte, cu două degete pe bărbie și trag de capul persoanei către spate. Am nevoie să deschid căile aeriene, de ce credeți? Pentru că el, dacă stă așa, într-adevăr, nu poate să respire. Și atunci eu, făcând această manevră, las căile aeriene libere ca aerul să intre și să ia. Au, l-am făcut, da? Urmează B-ul. B-ul este de la breathing, care în limba engleză înseamnă? Respirație. Deci vreau să măsor respirația. Și atunci cum fac? Cum aș putea să văd dacă un om respiră sau nu? Ne apropiem cu brațul de figura. Întâi vedem dacă îi se mișcă, nu așa faceți când vă uitați la film și ăla ce că-i mort. Nu vă uitați să vedeți dacă îi se ridică. Deci prima dată văd dacă toracele se ridică. Dar ca să văd asta trebuie să desfac un piculeț, pentru că dacă el este foarte îmbrăcat și are o geacă groasă pe deasupra, nu o să pot vedea pieptul lui. Și atunci deschid și îi văd toracele. Îi văd chiar și țicile, dacă să. Dacă să vă mai înviora, să n-a dormit. Dar voi să știți că resuscitarea o să se facă pe un torace cât mai dezvelit, cât mai dezgolit, ca voi să știți unde să puneți mânuțele, da? Dar am zis A. Ce am zis că facem la A? Ce am zis că facem la A? Deschidem căile aeriene. Ce am zis că facem la B? Verificăm respirația. Manevra de verificare a respirației este aceasta. Vă uitați la torace dacă se ridică. Simțiți pe obraz dacă respiră și auziți cu urechea dacă respiră. Se numește PAS. Manevra asta se numește PAS. Înseamnă privesc toracele, ascult cu urechea și să simt. Toată această treabă trebuie să dureze 10 secunde. Deci voi stați și vă uitați la toracele victimei 10 secunde. 1, 2, 3, 4, 5 și aveți răbdare să treacă 10 secunde. Dacă nu respiră, înseamnă că este în stop cardiorespirator și facem resuscitare. Asta dacă ați anunțat deja 112. Dacă nu, trebuie neapărat ca la acest moment să sunați la ambulanță, da? Nu uitați de lucrul ăsta. Și apoi începem să facem resuscitare. Cum? Cu mâinile, uite așa, încrucișate, cu degetele. Apăsați cu podul palmei pe mijlocul pieptului pacientului. Dacă vă uitați la Ana, o să vedeți că acolo unde oamenii au făcut resuscitare, s-a tocit, s-a murdărit pieptul. Și atunci punem mâinile, uite așa, le punem pe pieptul pacientului și facem 30 de compresiuni cu 100 pe minut. Știți, sunteți cred că prea mici, nu știți melodia Stayin' Alive?
Staying alive. Deci în ritmul ăsta facem Staying alive. Deci vedeți, asociați câteva lucruri ca să le țineți mai bine. O să spuneți cântați cânt, ăla moare și eu cânt, dar la ce cânt? Ce înseamnă staying alive? Viață, da? Deci, puneți și voi mânuța să faceți? Cine vrea? Uite, uite, avem aici un computer martor și voi va trebui să apăsați cu mânuțele până se aprinde verde ăsta de aici, da? Deci, punem mâinile încrucișate și doar cu podul palmei. Acum vor mai mulți. Așa, uite așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ia să vedem. Hai să vedem. Ia fă întâi aul. A mai întâi. 4 pe 2. Bravo! Și acum B. Obrazul. B. B înseamnă să ascult respirația, da? Ia. Aproape tare. 10 secunde. Bravo! Și acum C, care înseamnă circulation, nu v-am zis. C de la cord, de la inimă. La C facem masajul, da? Cardiac. Ia să vedem. Stai mai aproape de el. Foarte aproape de victimă. Coartele le ținem drepte, nu îndoim mânuțele și perpendicular pe pacient, da? Adică nu stai aici, ci stai deasupra lui. Așa, așa. Tare. Hai, unu. Tare. Ia uite. E roșu, Cristi. E roșu pentru că, stai un pic, pentru că mânuțele nu sunt puse bine. Uite aici trebuie să apeși. Așa. Coartele drepte. Tare. Hai să căutăm aici. Acuși. Vezi? Altcineva, hai! Nu, păi el acolo. A, B. Câte secunde? 10. Și acum ce? Mai încolo, mai către copii. Și mai jos. Hai. Tare, bravo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mai ușor. Mai rar, da? Stay in alive. Stay in alive. Bravo, mulțumim. Ceea ce am uitat să vă spun copiii și este foarte important. Orice faceți la pacient, trebuie să începeți cu propria voastră siguranță. Dacă pacientul ăsta este în stradă lovit de o mașină, nu faceți și voi resuscitare în stradă, că e posibil să fiți și voi loviți de o mașină. Dar dacă s-a înnecat în apă, și dacă te duci să te arunci în apă, pentru că n-ai să poți să-l scoți și pe el să te salvezi și pe tine. Dar dacă este intoxicat, spre exemplu, ați auzit de intoxicații de monoxid de carbon, da? Nu intrați acolo unde știți că este monoxid de carbon, pentru că puteți și voi să muriți. Deci propria voastră siguranță este cea mai importantă. Da? Dacă pacientul nostru respiră, să presupunem că ați făcut AU, ați deschis căile aeriene, ați făcut B-ul și ați văzut că respiră, dar totuși el nu este conștient, nu vorbește ca voi, cu voi.
Și atunci va trebui să-l puneți în poziție laterală de siguranță. Adică să-l puneți într-o poziție unde să stea bine, fără să se nece, până vine ambulanța. Deci nu trebuie să-i facem resuscitare pentru că el respiră. Și cum punem pacientul în această poziție? Am să vă rog unul dintre voi să vină la mine. Hai, vină, vină! Hai, Cristi! Te rog să te așezi cu culturezul aici și capul aici, dar lasă doar picioarele pe... Mai jos. Se numește poziție laterală de siguranță, da? Cum facem? Punem o mână, uite așa, într-un unghi de... Ce unghi e ăsta? Ce tari sunteți! Mânuța asta la altă o punem pe obraz. Mai bine. 180. Piciorul ăsta îl punem așa și îl întoarcem. Uite așa. Vedeți că în această poziție el nu s-a alunece singur înapoi pe spate. Da, dar mă doare partea asta. Da, să avem grijă să-l, întâi să-l controlăm de telefoane, să-i luăm bănuții telefoanele și pe urmă. Da? Deci, gata, mulțumesc. Ceva vreți să mai întrebați pe doamna? Ia spuneți. Întrebări. Întrebări. Dacă mai aveți. A rămas o melodie, da? Ați suportat super. Toată lumea spunea să vă dăm pauză. Eu am zis că nu, că ieșiți afară și vă... Da, vă întăriți și cu probele acestea practice. Deci, după tot ceea ce ați văzut astăzi aici și ceea ce v-au spus specialiștii, cred că ați tras niște concluzii. Cum să vă apărați în caz de cutremur, cum puteți să stingeți un foc, cum puteți să dați un prim ajutor și ce este mai important, să nu dați drumul, ci să aveți grijă de lucrurile voastre personale și de lucrurile din casă. Mai ales ceea ce v-a spus doamna Monica, în perioada sărbătorilor o să fie la ușa dumneavoastră tot felul de persoane care o să sune să vă vândă sau să vă ceară ceva. Aveți grijă de aceste lucruri și în primul rând trebuie, în orice situație, cum trebuie să fiți? Foarte calm. Și ca să fiți calm, dacă sunteți agitați, numărați până la 10 sau beți o gură de apă și vă liniștiți imediat. Cum noi vă mulțumiți că ați venit. Trusa de prim ajutor. Ați întrebat ce conține trusa de prim ajutor. Da? Și noi am spus că o să vă spună doamna acum. Deci trusa de prim ajutor care să vă face să o aveți în casă, nu spun că trebuie să cumpărați, că există în comerț o trusă de prim ajutor, sau majoritatea aveți mașini, sau s-ar putea toată lumea, și în mașina dumneavoastră, în portbagaj, aveți o trusă mică, trusa de prim ajutor. Deci aceea ce conține? O pipă Godel, care să-i țineți limba și gura deschisă pacientului ca să poată să respire și să-i faceți respirația. Ce mai conține acolo? Un garou, cu toate că noile tehnici și metode spune că nu trebuie să mai folosim garou, dar îl găsim pentru hemoragii mari, comprese sterile, o fașă, da? În trusa pe care o cumpărați mai găsiți acolo și o spatulă sau un depărtător de lemn, dar dacă nu aveți, dumneavoastră puteți să vă puneți și o coadă de lingură de lemn ca să țineți gura deschisă, să nu cadă limba și să acopere orificiul glotic și atunci nu mai puteți să faceți respirație gură la gură. Ce ar mai trebui să aveți? Un pic de spirit, o cutie mică de spirit de profesionist și un pic de apă oxigenată sau Rivanol.
Deci, în concluzie, Rivanol, apă oxigenată, spirit, feșe, compresii sterile, un garou, două atele dacă vreți să vă faceți care să se, se construiesc foarte ușor din două bucățele de scândură pe care le înfășurați cu vată și cu o fașă și care le aveți în caz de fracturi, da? Sau luxații mai puternice. Există, v-am spus, și în comerț, uitați că aveți acolo o geantă de prim ajutor, care aceea este mult mai dotată cu tot felul de pense și de foarfece și de nu știu ce. Dar dumneavoastră să aveți minimul. Și ar fi ideal să mai aveți acolo și un termometru. Da? Deci nu lucruri pe care dumneavoastră oricum părinții le au în casă, dar sunt împrăștiate pe de-a rândul. Ba într-un sertar, ba la baie, ba... Adunați-le pe toate într-o cutie de pantofi și atunci când se întâmplă un accident casnic sau vă tăiați sau picați sau vă electrocutați sau vă ardeți, să le aveți la îndemână. Deci, încă o dată repetăm. Fașă, compresii sterile, apă oxigenată, Rivanol, spirit, un garou, o farfică ca să puteți să tăiați. Puteți să aveți și leucoplas. Este compresie cu leucoplas direct. Care sunt cu Rivanol. Și alea sunt bune. Un garou, dacă nu aveți garou special, un cordon, un furtun foarte subțire. Și un termometru. Noi mai spunem la pacienți și la persoane în casă să aibă și un aparat de tensiune. Acolo vă puneți un calmant. Pentru că dacă are dureri mari, să-i dați un algocalmin. Și cam atât. Și noi vă mulțumim că ați revenit de nou în rândurile noastre. Mulțumim!